Cupa Riga Crab este un concurs de calitate în care vor conta doar cei mai mari 12 pești prinși de fiecare echipă. În apa lacului Corvu vor arunca nada numai cei mai experimentați pescari. Experții în pescuit sunt prezenți pe carpodromul de la Corvu. Vor avea parte de concurență și din afară. Nu a existat concurs la care să nu fie prezent cel puțin o echipă din străinătate, dar vine în special din Bulgaria, din Republica Moldova. Că a devenit o obișnuință la Corvu, pista de concurs este foarte bună și a devenit o obișnuință pentru noi. Dar îmi pare rău că distanța e așa lungă, că altfel am putea veni de la Brașov și am putea să venim mai des. Cupa Riga Crab, ajunsă la cea de-a 16-a ediție, este una dintre cele mai apreciate și grele competiții de pe lacul Corvu. După un maraton de pescuit de 4 zile, duminică cei mai buni pescari vor fi premiați.